A fost semnat pentru finanțare un proiect pe Programul Național de Investiții Anghel Salini pentru extinderea rețelei de apă și canalizare în comuna Malucu Flori. La ora actuală sunt zone în localitatea de pe malul râului Dâmbovița, unde cetățenii nu beneficiază de apă potabilă în cea mai mare parte din cursul verii. Odată finalizată această lucrare de alimentare cu apă, 95% din populație va avea apă potabilă. În ceea ce privește canalizarea, aceasta se va extinde cu 12 km, care se adaugă la cei 7 km existenți și va acoperi toate zonele unde se poate înființa această rețea de canalizare. Un alt proiect care l-avem finanțat tot pe Anghel Salini de extindere alimentare cu apă și canalizare. De ce acest proiect? Pentru că avem mari probleme astăzi cu alimentarea cu apă și pentru faptul că am fost propuși spre finanțare pe POIM cu 12 km de canalizare și excluși datorită faptului că nu am avut încărcătura suficientă de populație raportată la investiția respectivă. Atunci, văzând că am fost excluși de pe POIM cu canalizare, a trebuit să scriem un proiect pe fonduri guvernamentale. L-am scris și am zis, dacă tot avem probleme cu apa, să scriem un proiect cu extindere de canalizare și de alimentare cu apă. Unde să punem canalizare, o să punem lângă sau deasupra și alimentare cu apă, să reușim să mai reducem din pierderile care le avem astăzi datorită unor spărturi de conductă pe instalația veche. Cu acest proiect reușiți cât din localitate să acoperiți apă? La alimentarea cu apă cred că ne ducem undeva spre 90-95%. La canalizare nu, la canalizare avem astăzi 7 km, mai facem prin acest proiect vreo 12, undeva să sperăm că ne vom duce spre 40% canalizare. De ce? Pentru că zonele cu de deal, da? Am încercat să nu finanțăm, de exemplu, o stradă care are 3 sau 4 gospodării și care are o lungime foarte mare și nu mai spunem faptul de lungime, dar unde ar fi fost nevoie una sau două stații de repompare. Pentru că acest proiect de alimentare cu apă și canalizare este raportat undeva la raportul utilizatori, kilometri, valoare. Și am încercat să ducem zonele populate și aici intră toată zona drumului național care a fost ferită, în ghilimele, de proiectul celălalt. Vom merge cu canalizare pe tot drumul național și ne-am propus noi toate străzile care teoretic curg în DND pentru a nu mai face acele stații de repompare. Cu toate că și DN-ul are tot cam aceeași topografie și unde vom fi nevoiți să facem 3 sau 4 stații de repompare. Un alt proiect care este finalizat și așteaptă să fie finanțat este introducerea rețelei de gaze la Malucu Flori. Este o lucrare mai amplă care se va realiza în parteneriat cu alte 3 localități, 2 din Argeș și 2 din Dâmbovița.